Cum vedeți prezența în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a unor persoane fără studii economice și cum afectează această situație activitatea Băncii Centrale? Păi nu afectează în niciun fel, pentru că persoane fără studii economice nu sunt în Consiliul de Administrație. După mine este unul singur, domnul Olteanu, care este viceguvernator, dar are studii de drept și eu am tot studii de drept, am terminat facultatea de drept și în 5 ani de facultate jumătate din cursuri au fost cursuri de economie. Cine iese din facultatea de drept iese cu două specialități, că a doua este de economist vrând nevrând. În rest, dacă îi luăm așa, guvernatorul este doctor în economie și academician, primul vice este doctor în economie și profesor de monedă la Academia de Studii Economice. Un alt viceguvernator, Voinea, este doctor în economie și absolvent al ASE. Deci asta este baza asta de salariație ai băncii. Guvernatorul prin vice și doi vici. Pe urmă, e domnul Gherghina, care e doctor în economie și profesor la ASE, profesor asociat de drept. Este Virgil Stoienescu, care e doctor în economie, profesor la ASE, a ieșit la pensie acum de la ASE, dar e în continuare în Consiliul nostru de administrație, doamna Noghi, profesoară de economie la Universitatea din Cluj, dar Olteanu, care este jumătate economist, jumătate jurist. Am înțeles. Domnule Vasilescu, vă mulțumesc mult pentru prezența la interviurile PS News. Cu multă plăcere!